devin, nu sunt un vorbitor chiar deloc onorabil, așa, dar de asta am să spun numai două vorbe, pe care ne-au cunosc de mult, suntem cam aceeași generație, cred, puțin în avantajul ei. Îi apreciez polivalența preocupărilor, evident talentul, și o admir, ca să mă știți și puțin de nuanța de misoginism, care este prezent în societatea noastră. O admir foarte mult și pentru faptul că se ambiționează să rămână, să facă politică. Eu cred că ăsta e domeniul în care misoginismul nostru este la nivel maxim. Tăria ei de a crede într-o idee, într-un program, într-o dogmă, într-o țară în care dogmele sunt adesea numai futurat electoral, faptul că își pierde timpul, își constată timpul, pardon, politicii, nu face decât să sporească sentimentul de admirație pe care am față de această doamnă. Ca să nu lucesc mult vorba, am însăilat și eu nu sunt versificator, nu mai spun de voie, nici măcar versificator, și am și trat aici, având în sală doi maestri ai epigramei, Ion Drăgușanu, parcă era aici și domnul Cosmei, Ionică Cosmei, deci să uitați toate circunstanțele atenuante pentru stângăcia acestor însăilări. Mă simțeam mai tânăr lângă care mi-am uitat că nu pot vă rog. Dragă doamnă Carmen, sehr geehrte Frau, sper că eu, dacă pleci la München, o idee îți dau. Să nu uiți acolo, și nu spun pe șest, să ne chem la anul, la Oktoberfest.